Și mă întorc acum, Cătălin, la întrebarea mea legată de timpul personal și timpul antreprenorial. E o întrebare din două părți. În primul rând, dacă faci diferența între cele două categorii de timp. Și în al doilea rând, ca să fie pragmatic și concret, care e rutina ta de dimineață și care e rutina ta de seară? Că știu că peste zi muncești ca antreprenor. Deci rutina ta de dimineață și rutina ta de seară. Când faci ramping up, când te apuci de treabă, și după aia când faci winding down, când te întorci în tine, să zicem, sau în relațiile personale pe care le ai. Dacă ai o rutină în privința asta. Deci două întrebări. Una e legată de separarea timpului personal și antreprenorial și a doua de rutina de dimineață și rutina de seară. Vă sunt legate și iară contează foarte mult momentul vieții în care te afli. Acum câțiva ani de zile nu făceam diferență între timpul personal și timpul alocat muncii. Cele două se întrepătrund și acum nu sunt adeptul filozofiei sau percepției prin care viața personală e separată de viața de birou și viața de birou e separată de viața personală. Cele două se întretaie în permanență. Nu pot să fiu diferit ca și persoană. Ok, pot să-mi țin atenția într-un subiect sau un altul și cred că e mai degrabă o chestie de prezență a momentului în raport cu partenerii de discuție. Ok, asta sunt aici și fac business cu tine. Dar nu înseamnă că sunt diferit și gândurile mele nu fug la copiii mei. No way. Deci dacă sună telefonul rapid, o să mă recalibrez. Doar că am învățat în experiența mea cumva să-mi separ sau să-mi aduc atenția sau prezența în discuțiile pe care le am. Acum câțiva ani de zile aveam în permanență telefonul lângă mine și îl deschideam în orice conversație. Nu era o lipsă de respect față de partenerul de discuție. Percepția mea era că oricum eram prezent acolo și auzeam ce se vorbește și interveneam când era cazul, doar că tentația de a fi prezent în mai multe discuții, chiar cu riscul de a-l supăra pe partenerul de discuție, pentru că nu-i acordam timpul necesar și să-i arăt că sunt acolo, era maxim și mi se părea absolut normal. Astăzi, după ce m-am educat puțin, înțeleg că trebuie să fiu prezent acum și aici pentru tine. Dar nu înseamnă că n-am aceleași gânduri și nu fug gândurile din când în când la lucrurile personale pe care le am. Doar am învățat să fiu prezent, atâta tot. Cele două vieți, personale și profesionale, se întretaie în tot ceea ce facem. Cred. Cel puțin la mine așa se întâmplă. Ok. Și despre rutine? Despre rutine, la fel mi s-au schimbat de-a lungul timpului. Acum ceva vreme, mulți ani de zile, știu că am mai primit întrebarea asta de la tine. Acum da, așa este. Este pe un CD de acum vreo 12 ani, 10 ani. Și atunci îți spuneam ca să mă încarc cu energie foarte, foarte mare, ca să pot să plec la bătălia zilelor de business, îmi sunam colegii și făceam lucruri foarte clare și punctuale care să-mi valideze deciziile care sunt bune și îmi dedica energia și self-esteem-ul că lucrurile pe care le fac ok. Deci pot să îmi ridic gradul de complexitate pe măsură ce crește sau avansez în ziua respectivă. Astăzi energia, ok, mai puțin în ultimul an, deși încerc să-mi strâng și când urc și când cobor energia, o fac prin copiii mei. Adică dimineața am discuții și eu îi duc la școală și după masă încerc cel puțin pe unul dintre ei să iau și să-i duc acasă. Ei mă temperează, dar tot ei mă și provoacă în a-mi calibra energia respectivă. Dacă dimineața când merg cu ei reușesc să le dau energia potrivită astfel încât ei să se înceapă ziua cum trebuie, din perspectiva lor, pentru mine e un feedback pozitiv că și lucrurile pe care le voi face ca și demers de business în ziua respectivă cu colegii, unul ok. Dacă eșuez în discuțiile cu ei, înseamnă că energia mea nu a fost calibrată la situația respectivă, ceea ce îmi creează premizele unui eșec. Nu neapărat că va fi un eșec, dar creează premizele unui eșec. Pentru că voi avea în permanență o gândire de faptul, bă, ceva am greșit acolo, ceva n-am făcut bine, oare aș fi putut să fac ceva mai bine ca să le schimb starea lor, chiar dacă ei s-au trezit cu fața la cerceaf, etc. Interesant. Interesantă concluzie pe care o tragi. Adică o treci prin filtrul energiei și energia fiind maleabilă, poți să modifici. Poți să modifici treaba asta destul de ușor. E o convingere utilă. Îmi place foarte mult cum ai calibrat-o pe asta. Cum o privești acum.